Mai făcem un clipuleț și cu stipperul ăsta, cu almondul ăsta. Stai, numai puțin spaniol, foarte puțin spaniol are el, 25%. A, spaniol, gușat, 25% e combinație Horseman cu spaniol. Și restul e voyageur, de ornament, corcit cu sport. Hai dăm și lui pe melu, să vedem ce-i zice, dacă îi spune ceva sau nu îi spune nimic. Urul direct, o rupe. Îi place. Scot roșcovana asta și bag valențiana, să văd cum se comportă cu valențiana. Ultima dată s-a bătut cu valențiana pe boxa asta. A, să-i dăm valențiana. A, am luat valențiana. Hai că asta se și deschide imediat. Bun. O cântă, e bine că o cântă și pe asta. O să-i scot, cât de curând eu să-i scot afară împreună, ca să mi-l obișnuiască în automatică. O, poate chiar acum îi scot. Chiar acum nu, că am porumbel afară, pe vânt. Dar și ăștia doi merg bine pe vânt, că zburători. Ăsta când o fă pui, o plecat de acasă 3 zile. Zbura de nebun, zbura, se îndepărta foarte tare. Cred că din lotul meu de pui de anul ăsta, ăsta a zburat, puiul care a zburat cel mai bine. Albul ăsta, almondul ăsta, știperul ăsta. O să vedeți la următoarea năpârlire cum pe ăsta o să apară pete maro. Și negre, și albastre și maro, că el cred că e stiper pe albastru. Nu știu dacă e pădungat sau pe solzat. Cred că e pădungat. O să vedem, dar oricum o să apară, la fiecare năpârlire apar pete. Asta e caracteristica principală la stiper și la almond. Să pătează la fiecare năpârlire, apar pete tot mai mari. La el deja se vede în coadă. Tatăl s-a fost alb când a fost pui. La bine, amiguito, hai cam atâta. V-am pupat, ceau!